Bună, vă salut, dragi prieteni. Sunt Mihai Sărmășan, același nevăzător, pasionat de electronică, de noua tehnologie pentru oamenii cu dizabilități. Aș dori în această filmare să prezint cum se poate copia un link de pe YouTube, cum se poate trimite un link pe rețelele de socializare. Îi mulțumesc lui Darius Gavriliuc, un tânăr pasionat de tehnologie, este nevăzător și el și chiar m-a rugat ca să fac acest video. Îi mulțumesc altui prieten, Mircea Costel Bratoșin, care mi-a distribuit clipurile de pe YouTube-ul meu, de pe YouTube-ul cu numele Mihai Sărmășan. Aș dori ca să-l urmăriți la emisiunile pe care le face frumoase Lumea în obiectiv cu Mircea Costel Bratoșin. Emisiuni care vorbesc despre viața omului, despre munca pe care o face, pasiunile pe care le are. Aș dori ca să-l urmăriți și pe acest tânăr pe canalul de YouTube, Darius Gavriliuc. Dragi prieteni, să începem prin a căuta ceva pe YouTube. Haideți să vedem. 5 minute de istorie, YouTube. Căutăm pe YouTube. 5 minute de istorie, YouTube, căutare Google, afișare conținut web. Videoclipuri, virgulă link, videoclipuri, virgulă rezultat video pentru 5 minute de istorie, YouTube, 527. Am găsit ceva. 5 minute de istorie, YouTube, căutare Google, afișare conținut web. Accesați în ecran complet. Minimizați buton. Atingere dublă pentru a activa. Haideți să vedem. Lasă-te învăluit de la video, atingere două ori. Old Speech România, buton. România Mare, primul centenar. 5 minute de istorie unic. Retrage aprecierea acestui videoclip. Încă o persoană și-a retras TVR. TVR 790 și retrage aprecierea acestui videoclip. Încă o persoană. România Mare, primul centenar. 5 minute de istorie. România Mare, primul centenar. Atingere dublă pentru România Mare, trimite. Trimite. Aici o să ne arate mai multe, WhatsApp, Facebook, Messenger, mail, Gmail și toate. Închideți caseta de dialog. Ați ieșit? Permite? În listă. Aplicație, Messenger. Messenger. Aplicație, copiază linkul. Copiază linkul, asta ne interesează. Copiază. YouTube. Permite? Link copiat. Ieșim afară. Înapoi, buton. Gramofon. Căutare vocală, buton. Eu folosesc un telefon cu sistem Android. Înapoi, buton. Care, după părerea mea, este foarte bun, un Huawei. Cred că și iOS, iPhone este foarte bun, dar pentru noi nevăzătorii, Androidele au un altfel de preț, un preț mai bun, nu este un preț așa de piperat. Mergem pe WhatsApp. Pe WhatsApp. Să trimitem. Conversație nouă. Navigați în sus. Contactul nou în listă. 136 alibita, virgulă 102. 2 punct psalm, 100. Vom trimite la soția mea, pentru că nu trimitem la altcineva. Haideți să vedem. Scrieți un mesaj, emoji, buton, listă. Clipește. HTTPS, două puncte, slash, slash, youtube.be, slash. Clipește, HTTP. Trimiteți, buton. S-a trimis linkul. Înapoi, buton. Vom mai face o altă chestie. Florin Pop, 12 și 2, poza în listă. Așa se lipește și pe Facebook. Dar acum aș vrea să mai vedem un lucru. Buton, ați ieșit din listă. Gramofon, înapoi, buton. Ad căutarea Google. Intrăm din nou în Google. Căutare. Virgulă buton. Căutați 5 minute de istorie în lista predicții. Tastatura sponsor. Tot acolo mergem. La 5 minute de istorie. Este ultima căutare. Rezultat video pentru 5 minute de istorie. 450 România Mare, primul centenar. Da, vom porni din nou. Și acum o să vă arăt cum nu mai copiem linkul, ci trimitem la mai mulți același link. Accesează situl advertiserului. Atingere dublă pentru... Anunț, Modivoro, 336, România Mare, primul centenar, 5 minute, trimite. Trimite, în lista. Trimitem. Aplicație, Messenger.
Messenger. Aplicație Gmail. Gmail. Alegere dublă pentru activa. Aplicație, copiază linkul. Aplicație Messenger. Atinge aplicație noutăți. Aplicație mesaje. Alegere dublă pentru activa. Aplicație trimite în listă. Aplicație Messenger. Căutăm pe toate. Vedeți ce greu este pentru un nevăzător total. Ca să nu vadă nimica. Dumneavoastră ați fi făcut lucrarea asta poate în câteva secunde. Așa că mi-aș dori și v-aș sugera să prețuiți acest dar minunat. La iubita, la soția mea. Mergem în jos. Căutăm câteva persoane. Denicos din Ludus, mobil, așa e Ciprian Danso, mobil, Nihil Ciprian Danso, mobil, Claudia Stoica, mobil, Emil Treaba, Antonio Sarmasan, Albi. Cornel Cornel Catuna, mobil, aș Cornel Cosmi, Cornel Saipo, mobil, așa e Gretere, Cornel Santa, mobil, așa e Gretere, Antonio Sarmasan, Daniel Ros, Daniel Sagal, mobil, așa e Daniel Ros, mobil, Daniel Rosa, mobil, Dein Damian, mobil, egal, 26 din 130, Dana Bana, mobil. Trei oameni am pus până acum. Doctor Ingze, mobil, așa e Gretere, i-am o singur hața, Doina Gretere, mobil, 32, Doctor Ingze, mobil, așa. 4. Mai căutăm pe cineva. La un prieten de-al meu. Sunt 5 persoane, vedeți? Le-am selectat pe toate. Trimiteți buton. Căutare. Virgulă buton. Înapoi. Editare. HTTPS. Două puncte. Zlăș. Zlăș. Youtube.de. Zlăș. Români. Trimiteți buton. Trimiteți, vedeți? Încă o dată. S-au dus toate. Dragii mei, aceasta a fost filmarea de astăzi. Eu vă doresc toate cele bune și nu uitați, am spus-o și o mai spun de fiecare dată, viața este frumoasă, merită ca să o trăiți. Vă salut, dragi prieteni. Îmi pare bine să vă reîntâlnesc din nou. Doresc astăzi să fac un nou videoclip în premieră. Aș vrea ca să arăt cum un nevăzător ar putea să-și facă o poză singur, să o trimită pe o rețea de socializare. Sper ca să și-mi iese această încercare. Haideți să deschidem telefonul. 13 și 12. Dispozitiv de notat. Vom căuta camera. Trebuie să mergem la aplicații. Vedeți că nu este ușor pentru un nevăzător să facă aceste lucruri. Dumneavoastră vedeți cu ochii. Este foarte ușor. Am găsit camera. Să vedem ce spune. Previzualizare, cameră față, este camera din față, da. Fotografie. Atingere, previzualizare, camera față. Am deschis-o. Haideți să vedem ce o să iasă. Fețe detectate, 1. A spus că a detectat o față. Nu știm ce a ieșit, pentru că nu văd. Acum voi încerca să o trimit. Previzualizare, camera față. Vedem ce am făcut. Frumusețe. Fotografie. Atingere, videoclip. Nu. Mai multe. Cea mai recentă fotografie, buton. Cea mai recentă fotografie. M-a trimis în galerie. Anulare, buton. Neetichetat, buton. Detalii, buton. Detalii. Partajare. Haideți să vedem. Anulare, buton. Atingere dublă pentru activa. Una selectată. Una selectată, da. E-mail, rândul 2. E-mail, mergem să căutăm unde dorim să o trimitem. Bluetooth. Atingere dublă pentru activa. Setează ca fotografie de profil. Setează ca fotografie de profil, nu. Messenger,
Messenger, WhatsApp. Deschidem WhatsApp-ul și căutăm prima persoană. Am pus poza. Acum o trimitem, căutăm jos. Și încă o dată, că ea nu se trimite chiar pe loc. Listați în sus pentru filtre. Vedem imediat. S-a dus poza. Dragii mei, pentru dumneavoastră este foarte simplu să vă faceți o poză, pentru că vedeți. Vedeți ce greu se descurcă nevăzătorii. Aș dori ca să îi apreciați și să îi respectați unde îi întâlniți pe drum, în transporturile în comun. Și eu, ca nevăzător, vă pot spune un singur lucru. Niciodată să nu aveți nevoie de aceste aplicații și de aceste voci. Întotdeauna să fiți sănătoși și să vedeți bine. Dragii mei, viața este frumoasă și merită să o trăiți. Vă salut pe toți! Bună! Vă salut din nou, dragi prieteni! Sunt Mihai Sărmășan. Astăzi doresc ca să prezint într-un videoclip cum se poate descurca un nevăzător pe o aplicație de la bancă, fie George de la BCR, fie BT Transilvania de la Banca Transilvania sau alte aplicații de la alte bănci, prin care poți să-ți plătești o factură, poți să-ți încarci un telefon sau să faci alte lucruri. Haideți să începem. Căutăm pe George. Evident că dumneavoastră vă descurcați mult mai ușor decât noi. Dar chiar dacă suntem nevăzători, nu ne dăm bătuți. Completează-l PIN-ul pentru a intra în cont. Am introdus PIN-ul. S-a deschis. Haideți să vedem ce ne spune George. Imediat. Magazin. Atingere dublă pentru activa. Da, conturile sunt încărcate. Cont curent standard dintr-un Sarmazan, 151,38 romanian. Mi-a spus contul cât am. Mergem undeva în stânga. Cont curent standard dintr-un Sarmazan, 105, transfer nou, buton. Transfer nou, buton. Da. Și aici vedem mai multe chestii. Transfer nou din Sarmazan, Mihai. Transfer manual, introdu numele IBAN, 1 din 4. Transferă banii, adică bani, introdu IBAN-ul și numele. Scanare și plată. Șabloane. Șabloanele sunt chitanțele propriu-zise cum ai plătit. Scanare și plată. Vedeți aici, dacă am scana, mi-ar arăta unde avem de, cât avem de plătit și cum. Am făcut treaba asta de mai multe ori. Plăți facturi. Mergem mai sus. Transfer bani. Vedem, uitați. Bunul Samaritan, pro 94 RNCB 01, B, 3 din 13. Vedeți? Bunul Samaritan, pro 94 RNE, 5 din 13. Acolo ne arată banca și contul. Dacă vrem să facem un transfer, pe cine am selectat. Bunul Samaritan, pro 90 E, deci nu este chiar așa de greu. Transfer manual, intru, plati facturi, selectează plăți facturi. Selectează furnizorul, vedeți aici ne-ar arăta ON sau electrica sau depinde la ce companie sunteți dumneavoastră. Aici vom ieși de tot. Conturile sunt încărcate. George, transfer nou, buton. Înapoi, buton. George a fost închis. George a fost închis. Înapoi, buton. Ieșim de tot. Înapoi, buton. Am ieșit. Dragii mei, nu este chiar atât de greu. Trebuie să încercați și dumneavoastră, mai ales că aveți posibilitatea să vedeți. Este mult mai ușor. Nu uitați un singur lucru, motoul meu frumos. Viața este frumoasă și merită să o trăiți. Vă salut cu drag! Bună, vă salut, dragi prieteni! Sunt același Mihai Sărmășan, nevăzătorul cu care v-ați obișnuit deja. Astăzi vreau să prezint într-un videoclip un lucru mai deosebit pentru noi nevăzătorii și mai greu.
vreau să trimit, de exemplu, bani de pe aplicația BT pe un alt cont, în primul rând voi colecta o tastatură clasică astăzi, nu voi mai fi cu tastatura conectată prin Bluetooth. Aveți nevoie de un adaptor care la rândul lui se va introduce în telefon. Vom verifica dacă este conectată. Mișcăm puțin din săgeți. Da, vedeți? Gmail, e-mail, mesaje, Instagram, Facebook. M-ați văzut și în videoclipul anterior, lucrând pe Facebook, pe Instagram, pe WhatsApp. Astăzi voi trimite bani pe un alt cont, îi voi trimite soției mele. Este bine ca dumneavoastră să aveți contul deja selectat, ca să vă fie mai ușor. Căutăm aplicația. Pentru dumneavoastră este mai simplu. Ați fi găsit-o imediat, pentru că vedeți. De aceea, eu vă doresc ca să prețuiți vederea. Parola, mi-a cerut parola de conectare. Logare. Aici deja el îmi spune suma pe care o am. Trimite bani către contul personal. Plătește o factură. Putem să plătim și facturi, să ne încărcăm telefonul. Schimbă bani. Nu este cazul. Plată în lei. Este de știut că, în primul rând, trebuie ca să selectezi contul tău, pentru că de pe el vei trimite. L-am selectat. Să vedem. L-am selectat. Acum voi căuta contul unde doresc să trimit. Svetlana este soția mea. Am selectat și contul pe care vreau să trimit. Acum ați auzit suma RON. Vom trimite o sumă modestă, modică. Am introdus suma. Detalii. Detalii plată. Eu voi scrie D O N A C E donație. Cât de ușor ați fi făcut dumneavoastră această tranzacție. Vedeți ce greu este să fii nevăzător complet. Cu câte ne confruntăm. Continua buton. Continuăm. Continua buton. Haideți să vedem. Află aici orarul de procesare. Completează detaliile tranzacției. Să vedem. Primite bani. Completează detaliile tranzacției. 20,00. Virgulă casă de verificare. Acum a intrat. De la component, RON, ROPA, CATRE, SARMA, SAM, SPETANA, RO, 65, OZERO, LEI, RUNESCI, 29 septembrie 2000, domatie, 17, nu, nu, plat instant, semnează, buton, semnează, buton, parolă, casete de editare, din nou vom introduce parola.
Dragii mei, am trimis. Haideți să vedem. Tranzacția a fost transmisă către bancă. Haideți să ne deconectăm. Deconectare. Ok. Am ieșit de tot. Pentru dumneavoastră ar fi fost foarte simplu. Pentru noi nevăzători este foarte greu, dar cu multă muncă și cu răbdare am învățat ca să lucrez pe telefon, pe calculator, pe laptop. Eu ce pot să spun? Ați văzut ce grea este viața de nevăzător? Vă doresc ca să vă dați seama, ori de câte ori vedeți nevăzători pe drum sau oameni cu handicap, să-i ajutați, să nu ignorați niciodată, căci nu cunoaștem ziua de mâine, niciunul din noi. Dragii mei, logo-ul meu este în felul următor. Viața este frumoasă și merită să trăiești. Vă salut, dragi prieteni, sunt doctor în vedere by Mihai Sărmoșan. În această zi voi face un clip unic. Vă arăt cum o să îmi fac o cafeluță la expresor. Am insistat foarte mult pentru acest videoclip, pe lângă soția mea, deoarece ea nu mă lasă să fac lucruri mai ieșite din comun, ca nu cumva să mi se întâmple ceva. Îi mulțumesc pentru sprijin. Am reușit să pun cafeaua. Vreau ca să o tasez puțin. Sper să și reușesc. Vă dați seama că pentru noi nevăzătorii este foarte complicat. Sperăm să reușim. Nu este ușor să fii nevăzător. Voi da drumul la butonelul unde se va încălzi apa. Mă voi spăla pe mâini ca să pot să simt când se umple cana de cafea imediat, dar prima dată voi pune puțin zahăr. Și zahăr și aveam și puțin lapte. Sper să-mi și reușească acest videoclip. Eu pun mai puțin pentru că nu-mi prea place cu mult lapte. Doar așa de gust. Mă voi spăla pe mâini, mi-a rupt și un prosopel. Luăm puțin ferii. Este mai bine. Haideți să vedem ce am reușit.
voi pune mâna ca să simt unde va curge apa. Sperăm să fie bine. Nu fac eu astfel de videoclipuri, dar am insistat. Am pus zahăr, am pus lapte. Aș dori ca să vă dați seama ce înseamnă să fii nevăzător, să deschizi ochii și să nu vezi nimic, să nu-ți vezi copilașii, să nu-ți vezi familia, prietenii. Sunt oameni în această situație care chiar nu au pe nimeni și ar avea nevoie de un sprijin, de un ajutor. De aceea vă îndemn când vedeți oameni nevăzători, să nu îi ocoliți, să-i ajutați să treacă drumul dacă este nevoie și cu ce puteți să fiți alături de ei. Haideți să gustăm și cafeluța. Foarte bună. Este puțin mai tare, așa cum îmi place mie. Este perfect. Ce să spun, dragi prieteni? Vă mulțumesc că mă urmăriți, vă mulțumesc că îmi lăsați comentarii pe pagina mea de Facebook, vă mulțumesc că îmi dați like-uri. Nu uitați, vă doresc în această dimineață tuturor care mă urmăriți poftă la cafea și multă sănătate, bucurii și multe împliniri. Și nu uitați un singur lucru, viața este frumoasă și merită să o trăiești. Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit din nou, sunt Om Fără Vedere by Mihai Sărmășan. Vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru aprecierile care mi le-ați lăsat la clipul anterior. Am prezentat cum încarc o cartelă telefonică, vă mulțumesc pentru like-uri, vă mulțumesc pentru comentariile frumoase care îmi dau un impuls, îmi dau o speranță, îmi dau putere ca să fac un alt videoclip. În această zi vreau să fac ceva special. Vreau ca să încerc să plătesc o factură de utilități, deși sunt nevăzător complet. Voi încerca să fac acest lucru. Pentru cei ce văd și au această binecuvântare, acest dar frumos, ar trebui ca să vă învățați cu noua tehnologie, să vă plătiți facturile, să vă încărcați o cartelă telefonică sau să faceți cumpărături de la unele magazine. Pentru nevăzătorii mei, de asemenea, fiți luptători, încercați ca să vă descurcați în orice situație. Știu că puteți, știu că aveți capacitatea aceasta. Le mulțumim și soțiilor noastre care în permanență sunt în jurul nostru, ne ajută, sunt însoțitorii noștri cei mai potriviți. Dar trebuie și noi, ca să ne dăm toate silințele, să facem lucruri care să ducă la ceva frumos, să nu ne lăsăm niciodată bătuți în orice situație, să fim niște luptători. Haideți să începem videoclipul. Este prima dată când fac acest lucru. Chiar dacă voi greși, știu că dumneavoastră mă veți înțelege. În primul rând, voi conecta telefonul la o tastatură, să-mi fie mai ușor, ca să nu mai conectez căști.
Vom căuta aplicația. Serverul aplicației deschis. Coate, tipul. Amazon Shopping. Agenda. Asistență. BT24. 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 Parolă. Introdu parola aici. Marcator. 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 Am introdus parola. Ne vom logare. Conecta. Sper ca să fim reușească acest videoclip. Mai greu pentru noi, oamenii care nu vedem deloc. Trimite banii către cont opțiuni rapide. Cont curent. 56 de lei românești și 97 opțiuni rapide. Trimite banii către cont. Plătește o factură de utilități. Plătește o factură de utilități. Pe 24. Neetichetat. Să vedem. Derulăm de sus în jos. Selectează contul plătitor. Da. Cont curent. Selectează contul plătitor. Și selectează contul RO 40 pe TRL 05. Am selectat. Neetichetat. Nu am cod de bare. Nu am cod de bare. Noi avem un cod de bare. Doresc să scanez un cod de bare. Să încercăm. Să încercăm să scanăm un cod de bare. Deși nu îl vedem, vom încerca. Să vedem cam în ce parte ar fi. Vom mișca mâna ușor până face un picăit. Da. A picăit. Haideți să vedem ce ne spune mai în continuare. Gaz, electricitate, apă. Gaz, electricitate, apă, nu. Aquabis. Utilitate. Utilități. Europavol. Telefon internet. Telefon internet. Vodafone România, servicii fixe și TV. Vodafone România, servicii fixe și mobile. Să vedem. Vodafone România, servicii fixe și TV pe fizice. 51,99 de lei, suma care o avem de plătit, 52 de lei, să spunem. 16 decembrie 2020. Astăzi. Completează detaliile solicitate. 0331650533 de milioane, continua. Continuă. Să vedem. Microsoft Windows 24. Neetichetat. Cred că de la RO 40 BTR 05 da. 4 Vodafone România servicii da. 51 de lei românești, RO 40 BTR 05 31. 0331 semnează. Editare, semnează. Semnează, da. Haideți să încercăm. Să vedem. RO 40 16 decembrie 30 0331 5530 editare, semnează. BT 24, neetichetat. Să încercăm să facem și lucrul acesta. Este mai... Semnează. Neetichetat. Se afișează tastatura fone Microsoft. Nu este. Tasta shift este dezactivată. Se afișează tastatura fone Microsoft. Marcator. 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 Am semnat. Pe 24, neetichetat. Să vedem ce ne spune. Tranzacția a fost creată. Ibe tranzacție. Tranzacția a fost creată. 6750. Plata utilități. Plata utilități. Vodafone România, servicii, Vodafone România, servicii fixe și mobile. 533 de milioane 250 de... Înapoi. Ne vom deconecta. Pe 24, o primite banii către contul personal. Uitați sus. Deconectare. Confirmare. Angaza. Ok. Ok. PT 24. Înapoi. Aplicați suporte de angă. Dragi prieteni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Ați văzut cât de greu se descurcă un om nevăzător, cât de ușor v-ați putea descurca dumneavoastră, în câteva clipe ați putea să plătiți o factură. Eu vă doresc toate cele bune. Nu uitați-vă că mintea mea este să-i respectați pe cei care nu au vedere. Și un lucru frumos pe care l-am spus întotdeauna și îl voi spune, viața este frumoasă și merită să o trăiești. Vă salut, dragi prieteni! Sunt Mihai Sărmășan,
nevăzătorul pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, de pe pagina de Facebook Ochi Fără Vedere by Mihai Sărmășan și de pe canalul de YouTube cu același nume. Doresc astăzi să felicit toți nevăzătorii. Este o zi specială pentru noi, 15 octombrie, este ziua bastonului alb. Acest obiect pe care îl am și eu și pe care îl au mai toți nevăzătorii este bastonul care ne ajută foarte mult când umblăm pentru a putea feri obstacolele din fața noastră și pentru a fi feriți de alți participanți la trafic. Doresc în această zi să vă urez tot binele, doresc ca să vă urez multă sănătate în primul rând, încredere în dumneavoastră, încredere în Dumnezeu, speranță și tot ce este bun pentru noi nevăzătorii. Vreau să mulțumesc în același rând asistenților noștri personali care ne iubesc, care ne respectă. Doresc ca să fac și un mic apel către autorități, către instituțiile statului, către companiile de transport local, să fim apreciați, să fim ajutați, să fim respectați, pentru că noi nu ne dorim să fim nevăzători. Dar așa a fost să fie și nu avem ce face. Noi nu ne dorim ca să purtăm acest baston alb ca o mândrie, ci îl purtăm de nevoie. Dragii mei, suntem oameni normali ca și dumneavoastră, suntem oameni care avem rațiune, care avem suflet, care gândim, care simțim, de aceea dorim ca să fim iubiți și respectați. Dragi nevăzători, încă o dată, toate cele bune, tot ce vă doriți și nu uitați un singur lucru. Motoul meu frumos, pe care îl spun ori de câte ori am ocazie. Viața este frumoasă și merită să o trăiești. Vă salut, dragi prieteni! Sunt același Mihai Sărmășan, nevăzătorul pe care îl cunoașteți deja. Astăzi voi face un alt filmuleț în care voi prezenta cum un nevăzător poate să încarce o cartelă telefonică. Sper să și reușesc. N-am mai încercat niciodată, dar îmi plac provocările și nu mă las bătut. Intrăm în aplicația BT, fiecare în ce aplicație are. Am conectat o tastatură la telefon ca să-mi fie puțin mai ușor. Am introdus codul. M-am logat. Haideți să căutăm, știu că undeva jos. La plăți. Vom încărca cartela soției mele. Pentru cei care văd, este foarte ușor. Nu, înseamnă că n-a intrat. Să vedem. Reîncarcă o cartelă telefonică. Vom introduce numărul de telefon.
Și acum am introdus numărul de telefon. Continuăm. Haideți să vedem ce ne spune. Cont plătitor. Ascultăm o dată. Haideți să vedem. Să vedem ce va ieși. Așa am reușit să intru. Alege tipul de reîncărcare. Alege tipul de reîncărcare. Credit 3 euro. Orange credit 5 euro. Da. Numărul de telefon 07990303. Așa. Iar contul va fi debitat cu suma semnează buton. Semnează. Etichetat buton. Parolă, casetă de editare. Stare sistem, schimbați tastatura. Din nou trebuie să introducem ca să confirmăm. Marcator. Parola, semnătura. Semnează buton. Stare sistem, schimbați tastatura. Sper că am și reușit. Să vedem. Banca Transilvania. Cartele telefonice. 07990303. Numărul de telefon 07990303. Va fi reîncărcat cu 5 euro. Pentru dumneavoastră ar fi fost foarte ușor. Acum eu mă voi deconecta. Dragii mei, vedeți cât de greu un om nevăzător se descurcă. Vreau ca să-i prețuiți pe oamenii nevăzători și pe oamenii cu dizabilități. Vedeți ce viață grea duc fiecare. Dar ne putem descurca și noi dacă învățăm bine telefoanele Android și toate detaliile principale. În primul rând, eu vreau să-i mulțumesc soției mele care pas cu pas este alături de mine. Și nu uitați, dragii mei, nu uitați un lucru minunat pe care l-am spus și îl voi spune întotdeauna. Viața este frumoasă și merită să o trăiești.